După o lună în care nu am mai postat pe YouTube, astăzi voi reveni cu un nou clip. Voi face recenzie la cartea Regula de 5 secunde, una din cărțile care m-au ajutat să-mi schimb viața. Fiind cartea care m-a ajutat să fiu mult mai disciplinat și mult mai productiv. 1. Ce e regula de 5 secunde? Folosind această regulă, am devenit mult mai productiv și mult mai disciplinat, fiindcă e o regulă foarte simplă, dar și foarte eficientă. Regula este următoarea. Când trebuie să faci ceva, dar nu ai voința necesară, numără 5, 4, 3, 2, 1, iar apoi mișcă-te fizic și du-te și realizează sarcina. Da, știu, pare așa simplu, dar pe cât de simplu, pe așa de eficient. Este regula care îți dă doza zilnică de motivație și îți va transforma întreaga viață. 2. Cum am aplicat eu regula în viața mea? După ce am citit cartea, am început și eu să aplic această regulă în viața mea de zi cu zi. Am început să o aplic de dimineață, când trebuia să mă ridic din pat. Înainte de această regulă, mă trezeam și stăteam vreo 30 de minute în pat, iar de-abia după mă ridicam din pat. În schimb, de când am descoperit regula, mă trezeam și număram 5, 4, 3, 2, 1 și în mai puțin de 2 minute mă ridicam din pat și începeam treaba. Aveam unele momente când trebuia să lucrez la un anumit proiect sau trebuia să citesc, dar eu leneveam sau nu aveam chef să muncesc, iar atunci foloseam regula de 5 secunde. Număram 5, 4, 3, 2, 1 și mă apucam de treabă. Această regulă este chiar foarte eficientă, ajutându-mă în 95% din cazuri. 3. Elimină distracțiile. Elimină distracțiile folosind regula de 5 secunde. Când mă refer la distracții, mă refer la acele lucruri care te încurcă să muncești, acele lucruri care îți iau atenția, precum rețelele de socializare. Am avut o perioadă în care petreceam 2-4 ore pe zi, doar pe Instagram. A fost o perioadă când mi-a fost luată atenția foarte mult. Iar ca să elimin asta, număram 5, 4, 3, 2, 1 și închideam aplicația. Iar dimineața, prima oră de când mă trezeam, îmi țineam telefonul în altă cameră ca să încep dimineața cât mai productiv. Când observ că există ceva ce mă distrage de la munca mea, folosesc regula de 5 secunde. Folosește regula pentru sănătate. Adevărul este că nu o să devii mai sănătos dacă doar te gândești cum să fii mai sănătos. Ca să devii mult mai sănătos, trebuie să treci la acțiune. Dacă vrei să devii mai sănătos, trebuie să faci sport zilnic, trebuie să mănânci sănătos și să faci controlul regulat la medic. Dar dacă doar stai și te gândești, nu o să ajungi nicăieri. Trebuie să treci la acțiune. Dacă nu ai chef să faci exerciții, folosește regula de 5 secunde. Numără 5, 4, 3, 2, 1 și începe să faci exerciții fizice. Începe de la cele mai ușoare și continuă până la cele mai complicate. Iar acesta a fost clipul de astăzi. Pentru mai multe clipuri asemănătoare, nu uitați să vă abonați la canalul Calea spre Succes. Vă aștept duminica viitoare cu un nou clip.